Salut! Haideți să vedeți cum am făcut pe cetățuie frumos. Eu zic să băgăm un intro. Suntem pe cetățuie, facem... Punem gazul aici frumos, haideți să vă arăt. Băieții s-au apucat deja. Principiul, treaba e super simplă. Vom face niște volume din gazon, să vedeți. Băieții acum s-au apucat. O să intrăm toată zona asta cu mașina de pământ. Am făcut loc, am dat piatra, pentru că, precum vedeți, pe jos e piatră. Am dat piatra la o parte să putem veni cu mașina de pământ, exact până acolo, la bază. Și acum vom face din scânduri niște volume din cu gazon. Și cam atât, e treabă simplă, dar am zis totuși să vă arăt și lucruri mai simple. Ia, uitați. Cam despre asta e vorba. Zonele alea vor fi umplute cu pământ. O să vedeți, foarte fain. Uitați, am făcut volumele. O să vedeți când o să pun pământ, o să fie cu mai mult sens. Deși acum e vreme foarte bună în Cluj, problema este că ieri și alaltieri, adică în weekendul ăsta, a plouat în Cluj foarte, foarte rău, chiar a nins. Și John nu poate să mă aducă pământ. Așa că astăzi mergem în altă parte. Mai continuăm cu alte curți. Și de mâine aducem pământ, băgăm pământ și evident gazonul, că vreau să termin, teoretic trebuia să termin într-o zi, doar că ne-am încurcat cu pământul și am zis că dacă tot am venit până aici să facem ceva. Bine, păi pe mâine, ceau! Da, atât băieții, bagă pământ, ați putem. Ia uitați, deja prinde contur. Începe să se vadă pământul bun. Salut! Wow, ce vibe îmi dă vremea asta și cu ce vibe fain m-am trezit. Este o vreme superbă astăzi la Cluj. Da, ziua a doua pe cetățuie. Mai avem puțin pământ de băgat, haideți să vă arăt. Îl așteptăm acum pe John să vină cu pământul, pentru că nu ne-au ajuns cele două mașini pe care le-am estimat. Mai avem, uitați, aici. Se vede unde este crescută niște iarbă. Acolo va trebui să dăm un trimmer. Și apoi să aducem pământ, să băgăm pământ. Cam asta s-a făcut ieri. No. Asta ar fi fost treaba de o zi, maxim de două. Doar că aici am fost condiționați de timp, pentru că aici se deschide pe cetățuie de la ora 5 de marți până vineri. Duminică, sâmbătă și duminică se deschide de la ora 12 și doar lunea este închis. Lunea a plouat, n-am putut să facem treabă și
de marți încolo am fost condiționați că trebuia să terminăm până la ora 5, adică să dăm piatra la loc, să punem podețul acesta, așa că nu am putut să stăm puțin mai mult să finalizăm cu pământul ieri, dar nicio problemă, astăzi se va pune și gazonul, v-am spus, vine azi, imediat John este pe drum cu pământul. A plecat John, să aducă gazonul, acum a rămas cu băieții aici, s-a apucat de cărat pământ, am umplut acolo cu scândură, se vede că până la urmă am decis chestia asta, că se vedea destul de urât, așa că suntem în grafic până la ora 5, până se deschide, va fi gazon. Yes, sunt blocat în trafic, la băieții să le aduc niște cuie de fixare a gazonului, pentru că așa îl pune de obicei în pantă, e bine să pui niște cuie, stați așa să plec, e bine să pui niște cuie pentru a-l stabiliza și anul o lua la vale și am fost până în Leroy, acolo nu pot să filmez din păcate, n-am filmat, dar am zis să vă iau așa puțin cu mine cu mașina. Prin Cluj, e trafic destul de intens, acum doar ce scap de el, deși evident dăm de altă coloană. Mai am foarte puțin până pe Cetățuie, numai că traficul ne omoară, nu doar în București. Bine, am vrut doar să fac un update, ne vedem pe Cetățuie. Pa, am ajuns. Hai să le ducem și să văd cât gazon a putut să pună de când am plecat. Aparent, ci că nu mai e foarte mult. Ia să văd dacă așa este. Stai, dacă am pornit sunetul. Da, e în regulă. Așa. Stați, astea sunt. Așa. Astea sunt cuile pe care le folosesc. Sunt cuie de fixare. Din Leroy ne găsit. Acum se poate pune și cu cuie care fixăm bordurile, dar mi-a fost mai ușor de data asta să iau așa cuie. Bun. Haideți să vedem ce au făcut băieții. Rapid. Mi-au zis că sunt aproape gata. Ceea ce nu sună rău deloc. Hai să văd. E cam greu puțin cu camera. Uite că deja pe aici începe să se vadă activitate la fiecare vendor. Da, măi, să știu că au pus. Ia, băieți, mi s-a la umbră deja. O, oh, da, e verde. Și mișto. Arată superb. Pauză? Bravo. Aici cu ele. Wow, arată super gazonul. Va trebui să plec din nou, dar o să vă las cadre cu finalul. Am o ofertă pentru voi, dacă vreți să mai vedeți curți făcute, nu doar să fie făcute, și ceva mai artistic, vă rog să dați un share, un like, adică un subscribe măcar pe canalul ăsta de YouTube și apăsați și clopoțelul pentru a fi la curent cu
tot ce facem noi. Facem curți cam săptămânal, cred că postez, postăm proiecte, ca idee facem doar proiectare și implementare, toată țara ne ocupăm, așa că de oriunde ai fi, ne face o mare plăcere să ne-ar face o mare plăcere să colaborăm. Și abia așteptăm să-ți vedem curtea. Ciao!